Bună seara, dragi telespectatori, sunt Andreea Ștefan, bine v-am regăsit la emisiunea Universul Medical, iată în această seară atât de călduroasă. O am alături de mine pe doamna Ruxandra Ulea, optometrist, iată o specialitate nouă în emisiunea noastră, nu am mai vorbit până acum despre acest domeniu, optometrie. Chiar aceasta este și tema, introducere în optometrie, și doamna doctor o să clarifice puțin situația, pentru că adeseori suntem tentați să nu diferențiem oftalmologul de optometrist și așa mai departe. Bună seara și bine ați venit la noi în emisiune. Bună seara! Haideți să vedem mai întâi, pentru început, care este diferența dintre un oftalmolog și un optometrist? Oftalmologul este medicul care face consultul oftalmologic, care poate prescrie tratamente pentru îngrijirea corectă a ochilor și care poate face intervenții chirurgicale asupra lor. Optometristul este specialistul care face teste de vedere și care prescrie tratamente corecte de corectare a ochilor. Practic, optometristul este cel care poate da ochelarii corespunzători. Deci, iată, atunci când trebuie să se adreseze pacientul optometristului și când trebuie să meargă la oftalmolog? Optometristul nu este un medic, este un colaborator al medicului oftalmolog. Pacientul trebuie să consulte un optometrist atunci când are tulburări de vedere în vederea stabilirii dioptriilor pentru purtarea ochelarilor. Iată. Deci a spus că optometristul este un colaborator al oftalmologului. Da. Se colaborează bine pe partea aceasta, ținând cont de faptul că sunt apropiate. Da. Deci optometria este partea opticii care se ocupă cu cercetarea și măsurarea defectelor de vedere, precum și corectarea și compensarea lor. De regulă, medicii oftalmologi performă mai mult în chirurgia oculară și în tratamente complexe pentru ochi. Care sunt factorii de bază ai acestei activități, ai optometriei? Factorii de bază sunt că pacientul, când vine la noi pentru un consult optometric, luăm în calcul stabilirea dioptriilor corecte în funcție de viciile de refracție pe care le are dânsul. Și responsabilitățile în optometrie? Un optometrist este să ofere un diagnostic pacientului, stabilirea dioptriei și alegerea personalizată a ramelor de ochelari, a lentilor și a lentilelor de contact. O să vorbim și despre ochelari și despre lentilele de contact puțin mai târziu. Haideți să vorbim acum despre faptul dacă un optometrist poate să ofere un diagnostic pacientului. El este un specialist care are în vedere îngrijirea primară a pacientului, efectuând testarea acuității vizuale și determinarea dioptriilor, neputând face, diagnostica și tratea anumite afecțiuni oculare. Am înțeles. Care este limita de diagnostic în optometrie? Față de un medic oftalmolog, optometristul determină dioptriile și acuitatea vizuală a pacientului. În afară de oftalmolog și de optometrist, mai este cineva? Este opticianul care pune în practică ceea ce a stabilit oftalmologul și optometristul și montează ramele și lentilele care sunt prescrise de cei doi. Deci este cel care practic se ocupă de tratarea lentilelor. Da. Da, iată, și lucrul acesta, opticianul este mult mai apropiat de optometrist? Da. Deci față de oftalmolog? Da. Iar profesia de optometrist necesită autorizație de liberă practică avizată de Ministerul Sănătății. Deci, atât de cât timp avem
această specialitate? Este relativ nouă specialitatea. De aceea este puțin... Da, este mai puțin cunoscută, iar pacienții noștri, unii sunt reticenți, neștiind că optometristul este cel specializat să ofere consultațiile pentru în vederea stabilirii viciilor de refracție corecte și a ochelarilor și a lentilelor. În cabinetul dumneavoastră, de exemplu, când intră un pacient, cum îi explicați faptul că optometria este puțin diferită de oftalmologie? Pentru că a spus că este reticent. Da, sunt foarte reticenți, spunând că ei merg la medicul oftalmolog, neștiind că medicul oftalmolog este specializat în alte treburi, în alte afecțiuni ale ochilor, lăsând treaba viciilor de refracție și corecție în baza optometriștilor. Deci, iată cât de mult ajutor primesc oftalmologii, da, din partea noastră și cum se leagă totul ca pacientul să fie bine într-un final, ceea ce cu siguranță vă doriți. Sigur. Haideți acum să începem cu aceste afecțiuni pe care le descoperiți dumneavoastră și înainte de a începe o să îi rog și pe colegii mei să vedem și primul filmuleț din această seară legat de prima afecțiune despre care vom vorbi, despre miopia. Iată câteva imagini și o scurtă definiție, după care o să interveniți dumneavoastră și o să le spuneți telespectatorilor exact ce este miopia. Acum vor vedea câteva imagini de bază, de introducere, exact așa cum spuneam. Da. Și acum am să vă rog pe dumneavoastră să spuneți în timp ce urmăresc imaginile. Da, viciile de refracție sunt întâlnite frecvent la vârstă școlară și cunoașterea lor este utilă pentru părinți, elevi și profesori. Miopia, copiii cu miopie la distanță au privirea înțețoșată și la aproape ei văd lucrurile clar. La tablă, la semnele de circulație, copiii cu miopie au ochiul alungit, iar lumina se proiectează în fața retinei, nu pe retină, cum este normal. Deci, iată, este vârsta... Da. Aceasta este vârsta la care se poate descoperi miopia sau ne naștem cu această miopie? Nu, este cumva... Nu, miopia afectează o treime din populație și de obicei se la vârstă școlară își dau seama părinții de această afecțiune a copiilor când nu văd la tablă și atunci învățătorii le spune că copiilor au o problemă și atunci părinții se duc la medicul oftalmolog, deoarece, am uitat să vă spun, copiii și bătrânii noi nu putem să-i ajutăm pentru că ei trebuie să aibă un tratament mai special. Iată, deci atunci automat trebuie să meargă la medicul oftalmolog. Copii, da. Da. Care sunt simptomele care apar în miopie? În miopie, v-am spus, copiii nu văd la distanță, au vedere încețoșată, văd lucrurile bine de apropiere, nu văd la tablă, la semnele de circulație, pe stradă. Nu se vede la distanță. Da, apar cumva durerile de cap. Da, după școală copiii au ochii înroșiți, încearcă să îngusteze ochii ca să vadă lucrurile mai bine și din cauza asta părinții apelează la un medic oftalmolog. Există și o anumită oboseală din... Da, și înroșirea ochilor. Ceea ce automat nu-i mai face, capacitățile lor de concentrare nu mai sunt... atât de bune. Da. Și miopia simplă necesită corecție optică cu ochelari pe minus, cu lentile concave, care de multe ori asigură o acuitate vizuală foarte bună. Ce investigații se fac?
haideți să spunem, la dumneavoastră în cabinet, ce investigații se fac pentru... Deci și la adulți se manifestă la fel miopia. Noi facem determinarea de dioptrii, investigăm pacientul și întrebăm care sunt problemele lui, de când au apărut, dacă a mai fost la un consult oftalmologic sau optometric, și noi îi testăm și la cu lentilele care le trebuie, alegând cea mai bună corecție pentru pacient. Bineînțeles că există și aparate. Da, da, sigur, în primul rând avem un aparat care ne dă dioptria aproximativă, nu exactă. Noi, prin testarea cu lentile, atunci ne dăm seama de dioptria exactă a pacientului. Este mai ușor de suportat această miopie în cazul copiilor decât în cazul bătrânilor? La bătrâni situația nu stă la fel ca la copii sau adulți, deoarece ei, odată cu înaintarea în vârstă, se opacifiază cristalinul și intervine efectul de cataractă. Deci, iată, o boală destul... Da, care nu se corectează cu lentile de ochelari. Degeaba vin bătrânii la noi ca să-i testăm, pentru că noi nu avem cum să-i ajutăm. Necesită un tratament care, în final, să ajunge tot la intervenție chirurgicală de înlocuirea cristalinului. Și se spune că bunica la 80 de ani vedea fără ochelari, ni se spune la magazin, dar nu este, este vorba de miopizarea ochiului, care... Văd foarte bine persoanele cu cataractă la aproape și numai pe la distanță, dar după aceea vine prăbușirea totală a vederii. Deci, atât, și se poate ajunge la glaucom? Nu, glaucomul este altă afecțiune a ochilor, este atrofierea nervului optic și îngustarea câmpului vizual. Nu are legătură, sunt două afecțiuni distincte. Da, dar din cataractă, dacă se poate ajunge la glaucom în cazul în care nu este cataracta tratată? Cataracta este o afecțiune care e opacifierea cristalinului, iar glaucomul este altă afecțiune, cu atrofierea nervului optic. Apropo, legat de miopie, internetul este plin de anumite comentarii cum că miopia se poate trata fără tratament, în ghilimele, adică doar alegând un stil de viață sănătos sau făcând anumite exerciții ale ochilor sau prin anumite, nu știu... Miopia se poate trata chirurgical după vârsta de 20 de ani, dar asta medicul oftalmolog alege dacă este cea mai bună opțiune sau există și anumite contraindicații care se dau pentru micșorarea dioptriilor. Deci, atât, nu oricine... Nu oricine, așa, nu. Ca în cazul fiecărui investigații, fără în cazul fiecărui intervenții chirurgicale. Da, și copiii cu miopie trebuie să se prezinte la consult de două ori pe an sau de câte ori acuză o vedere încerțoșată la distanță. Dar acum vă întreb, deși copilului s-a pus diagnosticul, se știe clar ce dioptrie are, între timp, poate dioptria să se modifice chiar dacă poartă ochelarii? Deci, miopia crește la adolescență, odată cu evoluția organismului, ochiul se alungește, iar până în 20 de ani miopia crește. Între 20 și 40 de ani miopia stagnează și rămânând se stabilește până... Nu se poate decât prin intervenție chirurgicală. Cât de răspândită este miopia? A întinerit în ghilimele cumva această boală? O treime boală din populație suferă de această afecțiune. Iată, foarte mulți. Chiar citeam undeva că peste câțiva ani o să ajungă una dintre afecțiunile care vor acapara, ca să spun așa, cât mai multă populație. Dar este bine că se poate ține sub control. Haideți să mergem mai departe și să vorbim de hipermetropie. Hipermetropia este opusă miopiei. Dacă în miopie ochiul este mai alungit, în hipermetropie ochiul este mai îngustat, iar
fanta de lumină să propagă în spatele retinei, nu în față, ca la hipermetropie. Copiii cu hipermetropie acuză dureri de cap, oboseala ochilor, își aduc foarte aproape cartea de citit. Da, și în schimb, tinerii cu hipermetropie, datorită flexibilității cristalinului, ei pot acomoda și chiar dacă ei au nevoie de o corecție. Da. Contra miopiei, hipermetropia se poate trata în adolescență și se poate renunța definitiv la ochelari. Dacă este luată... Tot la vârsta preșcolară, vârsta școlară apare? Cam așa, atunci își dă seama părinții, deoarece ei apropie foarte mult cartea și... Influențează cumva în vreun fel faptul că știm toți copiii acum sunt mult mai tentați să stea în fața calculatorului sau a tabletei decât sigur în față da. Aer liber. Da, afectează pentru că calculatorul, chiar dacă acum sunt ecrane de protecție și calculatoarele sunt în ce în ce mai performante, tot sunt raze de lumină albastră care afectează ochiul și din cauza asta avem și lentile cu Blue Protect sau Blue Control care sunt foarte eficiente pentru lucrul la calculator. Absorb razele de la calculator, nu mai vin în contact direct cu ochii și este absorbit de lentilă. Am înțeles. La această hipermetropie ați spus că se poate corecta în adolescență și să se renunță de tot la ochelari. Da. Care este de fapt și de drept procedura pentru corectarea acesteia? Păi, corectarea se face cu lentile de ochelari și... Mai e, copiii cu hipermetropie se poate să aibă și să le fugă ochiul, să aibă strabism, pentru că hipermetropia dă strabism. Și din cauza asta și părinții își dau seama de... Și aici, dacă tot ați spus de strabism, am să vă rog să dați o scurtă definiție a strabismului pentru telespectatorii noștri. Exact ce? Că popular, într-adevăr, așa se spune, că îți fuge ochiul. Da. Dar, de fapt și de drept, ce este strabismul? Strabismul este un mușchi nedezvoltat al ochilor și nu mai poate să convergă paralel ochii și un ochișor îi fuge ori convergent, ori divergent. Da, iată. Mulțumim frumos și pentru această informație. De la hipermetropie... Trecem la astigmatism și aici am să-i rog pe colegii mei să vedem înainte filmulețul despre astigmatism și după aceea... Astigmatismul apare când cornea prezintă curubria normale și are mai degrabă o formă ovoidală decât rotundă. Astigmatismul este o tulburare de refracție și este fiziologică sau patologică. În situația în care curbura corneei este foarte accentuată, pacienții au indicație de tratament. Dacă însă astigmatismul are valori mici și nu interferează cu calitatea vieții pacientului, specialiștii recomandă necorectarea lui. Globul ocular are forma sferică și două lentile, cornea și cristalinul. Cornea este transparentă și acoperă irisul, pupila și camera anterioară a ochiului. Cristalinul este localizat în spatele irisului, iar posterior de el se află corpul vitros. El are o formă biconvexă și alături de cornee refractă lumina ce va fi focalizată pe retină. Cornea și cristalinul au împreună mai mult de 2/3 din întreaga putere optică a ochiului. În mod normal, când raza luminoasă pătrunde în ochi, ea se refractă uniform și determină o imagine clară, unică a obiectului. În ochiul cu astigmatism, acest lucru nu se întâmplă. Lumina este refractată cu putere diferită într-o zonă față de alta, astfel încât ajunge să fie focalizată doar o parte din obiect. Obiectul în ansamblul său va apărea neclar și încețoșat. Pacienții cu astigmatism nu pot percepe detaliile și uneori chiar și liniile verticale par distorsionate. Astigmatismul. Iată că am văzut o scurtă descriere. Da. Acest astigmatism este o afecțiune frecventă în rândul copiilor. Da, este cea mai comună problemă vizuală și poate însoți
miopia sau hipermetropia. Dacă este un astigmatism simplu, se dau lentile cilindrice. Dacă este asociat cu hipermetropia sau miopia, se dau lentile sferocilindrice. Care este diferența dintre acestea, dintre aceste lentile? Diferența este că în astigmatismul simplu sunt lentile cilindrice, iar în astigmatismul compus sunt sferocilindrice, care sunt compuse dintr-o lentilă cilindrică și o lentilă sferică. Am înțeles. Iată. Care sunt în aceeași, în aceeași lentilă. În aceeași lentilă, exact. La astigmatism, simptomele și cauzele. Există o cauză anume pentru acest astigmatism? Da, cum a spus și în filmulețul dumneavoastră, astigmatismul este din cauza că cornea nu are forma sferică normală și are o formă alungită ca un mingi de rugby. Cu aceasta te naști. Deci iată că este, da, poate fi ereditară. Da, sau... da. Deci se poate în ziua de astăzi avem foarte mulți pacienți și foarte tineri cu astigmatism. Da. Este o problemă foarte comună, astigmatismul. Iată, de la ce vârstă, ați spus că ne putem naște, dar cam la ce vârstă tot așa vin părinții copiii pentru un control de genuș? Cam de la 6-7 ani se părinții observă și se duc cu copiii la un oftalmolog. Tot vârsta preșcolară, da. Vârsta școlară. Da, la copii determină scăderea acuității vizuale, vedere încețoșată, exact cum s-a spus și în filmulețul dumneavoastră. Exact. Și oboseală oculară, înroșirea ochilor. Este complexă, mai ales dacă este asociată cu miopia și cu hipermetropia. Da. Hipermetropia. Și din câte știm, pe lângă acestea mai pot exista și alte probleme. Da, mai există și alte probleme la copii, ambliopia. Despre care am să vă rog să vorbiți, n-am mai prezentat-o, eu v-am spus din dumneavoastră este, direct. Se numește și ochiul leneș și poate fi la un ochi sau binocular. De obicei este la un singur ochi. Iar părinții se poate cu ochelari și cu dioptriile corecte, ocluzându-se ochiul cel bun, ca să-l forțeze pe ochiul leneș ca să se dezvolte. Se poate percepe... Cu toate că globul ocular este perfect sănătos la copiii sau cu ambliopie. Se vede cam de la 2-3 ani. Iar dacă tratamentul și corecția cu ochelari este făcută din timp, la 6-7 ani se poate reveni foarte bine. Dar părinții trebuie să știe că chiar dacă la copii nu le place, trebuie să ocluzeze ochiul bun ca să-l forțeze pe ochiul care este leneș să-și revină. Dacă nu este tratată din copilărie sau cel puțin de la vârstă foarte mică, nu se mai poate în adolescență sau la maturitate. Și nu se mai poate corecta niciodată. Nu. Și de asemenea presbiopia. Presbiopia intervine după 40-45 de ani. Cristalinul în tinerețe este flexibil și cu timpul el devine rigid. Iar cei cu presbiopie nu mai văd lucruri, mai ales la citit, la lumină slabă, nu mai disting foarte bine, în primă fază, literele foarte mici, care sunt pe prescripțiile de medicamente și se poate corecta cu lentile sferice, P+, care sunt monofocale, sau cu lentile bifocale, sau cu lentile progresive. În cât timp se poate face această corecție? Această corecție deci după 40 de ani, iar cu timpul cresc dioptriile. Nu există probabil decât tratament chirurgical. Deci este cum ar fi îmbătrânirea ochiului. Da, ceea ce nu e. Și ce fel de simptome prezintă? Deci pacienții nu mai văd literele mărunte, mai ales în condiții de iluminare slabă. Încearcă ca să vă observe mai bine sau să vadă, încearcă să depărteze ca să
Pentru că ei la distanța de 30-40 de centimetri văd literele în ceață. Nu mai disting caracterele mici. Există tot așa durerile de cap, senzații de arsuri oculare? Da, de oboseală, de... În primul rând, pacienții noștri acuză oboseală oculară, înroșirea ochilor, dureri de cap, iar mulți dintre ei nu vor să creadă că au nevoie de ochelari. Zice că e o chestie care va trece, dar, cum se zice, nimeni nu scapă de ochelari după vârsta de 40-45 de ani, decât miopii, care, intervenind efectul de plus, de presbiopie, se anulează miopia cu presbiopia și ei, după 40 de ani, care poartă ochelari permanenți, ca să vadă lucrurile mai clare, își scot ochelarii și ei văd mult mai bine detaliile de aproape. Da, iată cum se aranjează așa lucrurile ca în orice situație. Da, o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi telespectatori, ne revedem în câteva secunde.